Salutare, dragi verășani, și bine v-am regăsit la un episod foarte, foarte special. Ei bine, fraților, ăsta este unul dintre cele mai speciale episoade de pe acest canal, fiindcă suntem alături de extrem, extrem de mulți verășani. Deci uitați-vă și voi ce e aici, mamă, accidente, mamă, ucideri din culpă, adică big like. Suntem și în conf alături de verășani, bineînțeles, și astăzi o să ne jucăm ceva roleplay la cererea voastră, bineînțeles. Nu mă așteptam să vă placă atât de mult episodul anterior, mamă, suntem foarte, foarte mulți, adică vedeți și voi ce e aici. Suntem cel puțin vreo 15-20, cam așa, poate exagerez, bineînțeles. Și eu să vreau să mergem să facem cu toții împreună, nu știu, să lucrăm la ferma de pumpkin, haideți cu toții, bănuiesc că toți aveți câte un dolar, dacă nu, astăzi spargeți cu mâna și simt o zbară și cred că o să mă enervește pe mine, dacă știți cum zic. Eu momentan, dacă dau un slash ball, am un dolar, deci practic fix de un topor. Topor, da, era să zic trenăcop again. Și haide, nu știu, eu să mă duc mai sus, bineînțeles, pentru că alea de sus nu sunt utilizate, dacă bine mi-aduc aminte. Nu uitați să păsați și butonul de like dacă doriți să postăm cât mai multe episoade alături de Vereșan. În această vacanță mi-am propus să filmez foarte multe videoclipuri alături de voi, bineînțeles. E o plăcere să fiu alături de voi și cred că și voi alături de mine, bineînțeles. Dar bun, hai să continuăm aici să vedem ce reușim să facem și sper să se vadă ok și pe filmare. Bun. Am crezut că n-am pornit filmarea, că era super tare. Ia uite ce-și face Toxo, promovare Toxo. Ok, slash ban Toxo. Bică-s promovare, glumeam și acum, îți dai seama. Da, bun, hai să muncim aici alături de Vereșani. Data trecută n-am fost alături de foarte mulți Vereșani, însă acum, frate, nici nu suntem, v-am spus, destul de mulți. Dacă dăm un slash list, în momentul de față sunt 31 online, bineînțeles, fără mine 30. Nu știu dacă eu sunt player. Uite, subscribe Andrei Vere, zice chepate. Uite, vedeți? Vereșan adevărat, adică nu dai cu el. Uite și pe Drain Pip aici. Aolo, eu mor. Mamă, mai aveam puțin și muream. Băi, ești nebun. Deci de fiecare dată când încerc să filmez, trebuie să mor. Subscribe la Hunter23. Hunter își face promovare, nebunele Hunter. Bun, hai să facem aici în continuare acest job. Nu știu, îmi place foarte mult. Astăzi, suntem alături și de Ovnor, bineînțeles. Astăzi o să ne arate și ce am mai adăugat, bineînțeles. Dacă tot l-am prins online, de ce nu? Am văzut că acolo mi-a scris, respect pentru vere, 100%. Subscribe, am înțeles. Scoate mute-ul, nu e voie, fratele meu. Toată lumea trebuie să stea pe mute pentru a ne putea înțelege cu toții, pentru că așa e frumos. Oh, 3 dolari, am primit 3 dolari de la Bianca. O donație frumoasă aici din partea Biancăi. Uite-l și pe Drain Pip aici. Mersi foarte mult. Mamă, s-a băgat acum Bogdan Ro cu 20 de dolari, ești nebun. A zis că mi dă în episod, ești nebun, adică nu dai cu el. Nu, nu dai efectiv. Super tare. Nu știu, chiar sunt foarte entuziasmat în momentul de față, fiindcă sunt alături de voi, nu știu, de fiecare dată și când fac live stream-uri, dar și când mă joc sau filmez și dau de voi, îmi face mare plăcere. Zice aici, dai și mie cuvânt Toxo, dacă aș avea, crede-mă, acum nu mai pot să dau asta chestia, numai cei care au poliții sau grad mare. Eu nu mai gen, dacă încerc să dau trade, s-a scos comanda aia. Încă ceva ce nu v-am uitat să vă spun în episodul anterior, fraților. Uite și pe mine, hai să facem noi o chestie. Faptul că chestia cu apa, gen dacă intrați în apă, rămâne valabilă, o să muriți, dar mi se pare că există echip inventory true. Deci da, mă mut, dar cum se vede lol, ce tare, e super fain. Am înțeles, chiar se vede super spărtare dacă ai o bucată de pumpkin sau, mă rog, un bloc de pumpkin, nu știu, sună ciudat. Ia-o-ți, face un SS, face și SS-uri, după, stai puțin, dacă nu dați like, nu aveți Minecraft, am înțeles, asta a fost frumoasă. No, bun, hai să-mi dau rapid jos pumpkin-ul de pe cap și să minăm aici în continuare, minăm, cred că sună ciudat, minăm la pumpkin, stăm la fermă, mare parte. No, bun. Am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult episodul anterior și chiar o să continui seria asta pentru că e una dintre seriile mele preferate, mai ales că nu am avut șansa să joc roleplay foarte, foarte mult. Este al 8-lea sau al 9-lea episod, nu știu exact, nu știu să vă spun că exactitate, dar cred că al 8-lea. Uite-l și pe Geo aici, Geo pe zonă, Toxo, eu te aștept aici până pentru un SS. Respect, mane, respect. Miner, multe like-uri pe multe episoade. Ia auzi, adevărat, Miner, respect acolo pentru fratele Miner, că e pate. Spoiler, mapa se numește Andrei... A fost ceva lus. În căutarea prințesei, am înțeles. Gata, s-a dus și pe apa, sâmbetei. Acum, mamă, eu am două inimi în momentul de față, vreșanilor, vă vedeți? Mamă, eu sunt pe cale de moarte, adică nu mai am puțin și cuit în episod, adică, na, nu-i problemă. Și... m-am gândit, fraților, ca din episodul următor, dacă sunteți cu minți, bineînțeles, și nu o să fie gălăgie, să nu mai aibă nimeni mute. Acum, dacă tot ne-am strâns atât de mult, am zis să activez chestia aia cu mute-ul pentru a ne putea înțelege, pentru a putea să vă dau mai multe detalii legate de seria asta și să vă spun cam cum de curge, cum ne strângem și toate cele. Eu trebuie neapărat să mă duc să-mi cumpăr atât mâncare, un energizant ar fi foarte, foarte fain dacă aș putea să-mi cumpăr. Uite aici, uite-o și pe Bella, Bal.
Cum facem rost de apă? Mergi la magazin și zici, mamă, ok, dacă tot ne-a dat și Bianca, dar și Răzvan, neapărat o să încerc să uite și pe DrainPip aici, salut, salut, uite și pe Alex 7161, ce nume interesant. Și eu am donat, oh, și donat și DrainPip. N-am văzut, sincer. Da, uite, da, $3 din partea lui DrainPip, uite, îmi pare rău, DrainPip, mersi mult că mi-ai spus, uite, dacă nu spuneai, uite și pe Iafra, dacă nu spuneai, muream. Mai se găsește Iafra, se mai găsesc energizante, trebuie neapărat să îmi revin așa în forță, vreme mult, nu. Da, sunt în alte magazine. Da? Hai du-mă puțin. Voi rămâneți eventual aici, că o să mă reîntorc. Sau dacă vreți să veniți, puteți veni. Nu contează. În capătul străzii. Aici, în capătul Există străzii. pei să dai bani. Oh, mulțumesc foarte mult, Chepate. Chiar nu știam exact. Înainte, mi se pare că fix la început era chestia asta, slash pay, ca să poți dai bani, după care s-a băgat chestia cu trade-ul. Da, și după Și acum... acum ca s-a spus trade-ul, logic, am băgat pe ei înapoi. Da, înțeleg. Bun, hai să vedem. Mamă, dar suntem ceva aici. Și cu ocazia Aici, asta... undeva e magazin de mobilă, asta e Aolo, nu mai dați-mi mine că o să mor. Și uite, am mai primit și $2 din partea lui Alex7161. Respect, Alex, mulțumim foarte mult. Mulțumim tuturor. Să-ți donez în timpul filmării. A, donează în timpul filmării. Uite, aici magazinul de mobilă și alimentarea aici. Oh, ok. Hai să vedem puțin ce găsim aici. Mamă, ce design ești nebun. Super fain. Și aici, gen, poți să-ți cumperi mobilă sau? Da, pentru casă. Poți, gen, să-ți cumperi mobila și să o pui în casă, la tine. slash sleep. Există. Mai am două mini. What the fuck? Și eu tot două mini mi-am, mai dar, dacă ești pe Discord, bineînțeles. Da, bun. Și mai faci spate. Da, bun. Hai să sunt tot acolo, ok. E alimentar. Bogdan, te rog mult, nu mai da cu mașina mie că și energizant la $30. Stai să vedem dacă microfonul mi este. Dar e mai bine să ții poțiuni de healing de la Da. No, bine, hai să mergem acolo. Oricum, până la urmă le-am arătat. Ok, le-am arătat veleșanilor unde se află magazinul de, mă rog, între ghilimele spus, de energizante. Unde se găsește și unde se găsesc și energizante? Se găsește energizante, bine pe român, Andrei. Da, da. Așa ca un spoiler, la bancă vă urmă un update extrem de mare și veți putea depune bani la banc sau depozita bani la bancă alt metod decât aceste bancomate. Astea vor fi scoase și da. Da, super tare. Mamă, ce prost simt, n-am textură, am înțeles. Hai că nu-i problemă. Asta e, facem episodul ăsta fără textură, nu-i problemă. Asta e. Dacă sunt noob, sunt noob. Asta e. Andrei Vereș, poți să nu mai fii mut? N-ai cu până acum. Miner, acum am zis că toată lumea să stea pe mute. Uite că, mamă, nu pot să cred că nu mi s-a salvat. În fine. Acum am ales ca toată lumea să stea pe mute pentru a mai face câteva anunțuri, a mai arăta noi update-uri, dar din episoadele viitoare cu siguranță că nu o să mai aveți mute niciunul, bineînțeles. Andrei Vereș nu e noob, e faimos. Bun, gata, hai că avem și textură. Partea asta. Ok, uite aici, avem și... A fost făcut și un design din nou la spital. Da, mamă. Aici ai Instant Heal 2 îți dă 4 inimi, Instant Heal 1 îți dă... Cumpărăm de asta instant. Gata! Deci îmi dă 4 inimi, mai cumpărăm asta, o de asta. Ia uitați cum ne facem aici viața. Ne mai cumpărăm o de asta? Așa, perfect, gata, bun, gata, acum mi-am revenit la normal. Acum aș vrea, văd că aici avem și magazinul de telefoane. Avem așa, hai să vă prezint, să vă prezint puțin și telefoanele. ITC One 9M Plus cu TG 3 Plus, ăsta ar fi un LG de acolo, așa logic. Un Samsung Space Free și un iTone 3T. Interesant. Băi, ești nebun, Bogdan are mare iPhone. Bogdane! Bogătan, Baștan, două cu el. Da, bun, mamă că suntem aici super tare. Acum unde să mergem, eventual? Unde am putea să mai mergem? Ce să facem? Aș mai vrea, ți-am... da, uite, am mai primit, stai puțin, uite, am primit 0.50 de la Chepate. Mulțumim foarte mult. La mina de dirt, hai să mergem la mina de dirt. Sau la Cobblestone, nu știu, că nu prea aveți cu toții. Da, hai la dirt, că acolo putem, da. Am murit în fața mea. Dumnezeu să-l ierte, uite, să facem așa o cruce. În fine, hai să mergem rapid, lăsăm gluma la o parte. Unde e mina de dirt? Hai că ne luăm după sign-uri. Zona de pescuit, mina de dirt în față, da, bine, așa. La pescuit se face profit destul de calme. Da, cineva mi-a mai spus acolo, chiar Răzvi, mi-a mai spus înainte de a începe episodul, să mă duc la zona, la pescuit acolo, doar că momentan aș avea bani, dar vreau să fac ceva alături de voi, gen să facem toți același lucru, știi? Când o să mai filmez un episod, oricum o să mai filmez și episoade alături de... Când mergem la câmpul cu flori.
Da, dar o să mergem și acolo, puțin mai încolo, oricum acest episod o să țin. După mine, zice Mihai 2005, după tine, frate meu. Chepat? Care? Bogdan, mamă, ce se plimbă Bogdan, ești de mânt. Dar îmi pare rău că nu am avut textura în momentul în care am prezentat, cum să spun eu, nu-mi vine aminte, magazinul de mobilă, dar nu-i problemă că dacă e, ni le arată așa ca de finale, de gen, își dă TP pentru al sin, dacă e și vedem. Mobila n-are, doar cum Nu? se cheamă, n-are textură specială, gen, e ok. A, ok, dar atunci e bine, e bine. Niște tablouri, nu nimic special, nu. Mamă, dacă mergem cu toți aici Textura sub. vrea să fie mai vanilla. Da, înțeleg. Super tare, ce tare, frate, când mergem aici cu toți împreună, uite și pe Miner aici, pe, uite și pe stai puțin, stai pe loc, stai pe loc, Broscoli sau ceva genul ăsta, Skater, nu știu dacă e în confo sau nu, Brigada. E, nici chiar așa. Brigada Vereșan, ești de bun. ok, stânga, stânga facem dacă A, și pe dumneavoastră ziceți. loc mai textura nouă, sper. Aici o pizzerie, o pizzerie Da. Pizza Hut. Aici, da. Hai să mergem la Ce pizzerie. faci? Dacă vreți mâncare. Mamă, parcă sunt în excursie și gen ghidul ne îndrumă, ești de bun. Aici avem pizza, care costă 5 dolari. Da, Sin mi-a mai dat o pizza. Mamă, cineva o să moară aici, din păcate, și nu-mi prea place să aud sunetul ăla. Auzi, deja demers. Ok, aparent nu-mi scade angurul, deci nu o să pot să mănânc. Și eu mor. Îmi pare rău, băieți, dar nu am cum să vă ajut efectiv. No, bun, chiar nu am cum. Data viitoare să fiți mai atenți și să vă cumpărați apă. Vă recomand, uite, eu, spre exemplu, cum am apucat prima dată, vă recomand. Aoleu, mi s-a blocat Minecraft-ul. Vă recomand să mergeți la mina de ori de bumpkin, ori de dirt. Eu aș recomanda dirt. Uite, am ajuns și acum. Și am stat foarte mult, am făcut ca să pot să-mi iau și eu apă. De aici vă puteți cumpăra Chiar apă. faci profit Da. la dar și la pumpkin. No, bun, cu ocazia asta, hai să dăm un slash ball. Ia să vedem și avem șapte. Pe atunci o să iau eu o lopată de diamond, dacă tot ne-a dat Bogdan. Știu că e nasol că eu minesc cu lopată de diamond, dar până la urmă eu filmez și da, nu-i problemă. Sincer, când o să mai fac și eu, o să mai stau off camera, bineînțeles, și o să mai fac rost de bani, o să vă ajut cu mare drag. Gen, o să vă dau și vouă, îmi dai și mie un dolarel. Știi care e chestia chepate? Dacă o să dau ție, o să trebuiască să dau tuturor și după. Dacă eu vă dau după episod, bine, că dacă dau un slash ball, da, mai între 7 de dolari, deci cred că nu suntem 37 în comp. O să primească mamă săra cu Alex. Du-te rapid, Alex, și ia ceva apă dacă e sau repede, nu știu, fă ceva. Că o să mori aici și nu-i frumos în fața mea să mori, că nu știu. O să-mi dea lacrimile în curând și nu e bine. Bun, fraților, probabil că. Nu știu exact cum o să postez eu episoadele, pentru că eu o să iau o mică pauză de la postat slash live-uri, să zicem așa. Și eu o să mor de sete. Na, trebuie să, nu știu, încercați să faceți rapid chestia asta cu, să faceți rost aici de dirt. Și o să, na, poate o să vă ajute. Eu momentan o să stau până o să utilizez sau o să uzez, mai bine spus, utilizez sună ciudat. O să uzez toată lopata, iar după o să punem și capăt acest episod. Și probabil că și în episodul următor o să fiu alături de Berejan, poate chiar mai mulți. Nu știu exact când o să filmez, în funcție, uite și pe mine aici. Nu știu exact când o să mai filmez, dar o să anunț de fiecare dată pe Discord, pe hashtag chat, bineînțeles, pentru că, na, de, la anunțuri poate credeți că n-am postat și na, dar de când au pe chat de altceva, de fiecare dată când o să primiți înștiințare sau anunț sau tag pe chat, cu vreau să știți că filmez alături de voi. Nu îi pot da bani lui Alex să-și, stai puțin, a, să-și ia CV, zice Bianca, ia auzi, Alex, că nu poate să-ți dea Bianca, te-ar fi ajutat Bianca, vezi ce darnică e Bianca, vezi, rar mai găsești asemenea fete, ești nebun la cap. Bine, normal, băieții ar trebui să fie darniți de acolo. Bine, și fetele, dar na. Și băieții, na. Și băieții sunt darniți, nu? Practic, m-aș jigni pe mine, ești bun. Da, bun, nu mai puțin să fac o chestie aici așa frumos. Deci, da. Aoleu, poate fac ce-am făcut. Aoleu. Twistere, nabletule. Eu zic că jobul ăsta e destul de profitabil din câte am înțeles, adică, na, se merită, merită încercat. Și mulți v-ați întrebat, Andrei, când o să filmez cu Voider, Tormento, Teddy. O să filmăm și alături de ei, dar, na, Teddy e mai ocupată cu serviciu, cu un alta. Voider, Tormento, na, vă dați seama, nu pot să-i deranjez, gen, hai Voider să filmăm, hai Tormento. Uite că s-a dat reset la mine. Și na, oricum o să filmez și episoade alături de ei acolo, cu virgulă cârnat. Am reușit să filmez un episod și am văzut că v-a plăcut super mult, adică, na, cârnat pro player. Mamă, dar va trebui, adică lopata asta o să mă ajute foarte, foarte mult. Lasă că o să vă pot ajuta și pe voi, adică, mamă, Mihai, cu cât o să stau și o să muncesc mai mult, cu atât o să vă pot ajuta pe voi și asta o să fie super tare. Și cu mine, da, și cu tine. Nu mă refeream la ăștia care au faimoși, Bianca, știi, adică, na, gradele de faimos.
Am primit, sincer, chiar am primit comentarii, gen, când o să mai filmez alături de voi, de Tormento, Teddy și Cosmin, mi se pare. Cine mai, nu știu cine mai a primit faimos. În fine, bineînțeles cei pe care îi cunosc eu, că poate am primit și alte grade pe care nu. Sau alți membri pe care nu-i cunosc, să zicem așa. Nu, bun. Așa, încă o chestie despre care aș vrea să discut în acest episod. Recent mi se pare gaystyle. Geo style, nu pot să zic Geo. La Geo trebuie să mergi cu ceva acasă. Bine, glumesc, vă dați seama. Nu știu, nu, n-am încercat niciodată să-l contactez pe Geo să filmăm. Dar vom vedea, vom vedea, oricum. Vom vedea. Cu Andrei îmi propusesem să fac un episod și o să facem, chiar și l-am contactat. Îi mulțumesc mult că a acceptat să filmăm împreună, dar nu știu când acum, chiar și lucrează. Dar face și cu Zeze un episod, nu-i problemă. Vedem noi, vă punem să votăm. Mamă, o să fie onoare pentru mine, deja mai am emoțiile. Parcă vezi că o să intre în confort și o stau pe mute. Așa am făcut când a filmat acel episod de 1 versus 1, acel episod de X și 0 cu Zasami. În primul minut am stat pe mute, că efectiv, nu știu, mi-era rușine, pur și simplu. Mai am o lopată, mi-ai eventual, știi care chestia, dacă o să-ți dau ție, o să fiu nevoit să dau tuturor, știi? Dar, Ianca Bibi, să-mi puțin, ia bine-o puțin la alimentare, dar o să vin imediat. Dacă o să dau ție, mi-ai o să trească să le dau tuturor, dar vă dau după episod, bine? O să vă aliniați într-o linie și vă dau câte, nu știu, $5, să zicem, fiecare, asta e, o să rămâi de fără bănuți, dar măcar știu că v-am făcut fericiți pe voi, asta contează foarte mult. Mai bine să vă văd pe voi fericiți decât să fiu supărat, să zicem așa, nu? Gen, eu sunt împăcat dacă sunt supărat și să vă văd pe voi fericiți, să zicem așa. Aole, am uitat să aprind becul, dar nu-i problemă. Andrei cel Steve. Ce am skin de Steve? Am skin-ul meu. Aolo. Aolo, apă, o să mor. Twistere, mor în fața abonaților. Skin de Steve, aolo, skin de Steve, păi uite, eu îmi văd skin-ul meu, uite, eu zic skin-ul tău. Toate skin-urile le-am văzut și la Drain Pimp, și lui Drain Pimp, lui Chepate, Iafra, deci toată lumea, Bianca, și na, toți, și Alex, iarăși, uite, Miner, și toți care sunt în compă, nu știu. Lucas, bani de pâine, vă rog, iau-ți, Chepate, da, și îmi place, frumos, ești baștan. Ești băiat de oraș. Ok. Bun. Cine îmi dă și mie $10? Că am trecut chestiile astea cu cine îmi dă și mie. Înainte, sincer, am ajutat, pot să zic, și nu mă laud. Am ajutat foarte, foarte mult. Mă duc rapid să iau și ceva de mâncare. Și să și vând. Am ajutat, aș putea spune că am ajutat foarte, foarte mult jucătorii. Cu mare drag și nu-mi pare rău. Nu o să pare niciodată rău că i-am ajutat. Pentru că ceea ce am dat din suflet. Și, na. Nu-mi pare rău și nu o să-mi pare niciodată rău, că oricum s-a dat reset. Nu exista dată în care să... Ok, what the fuck? De ce? What the fuck? Ori e bug? Deci nu pot să beau apă, lol. A, gata, lol. Ok, a fost... Cred că au fost ori lag la mine, ori ceva a fost. Nu știu, îmi pare rău dacă m-ați auzit. Întreb, ok, luăm și o pită. Ok, gata, bun. Eu am revenit. Bun, hai să dăm un slash ball. Mai am $31. Imediat o să cer o să mă duc să vând. De fapt, da, hai să vând acum. Să vedem. Trebuie să dau de multe ori, adică na. Trebuie să aștept și puțin. Uite-te la alimentare, Andrei. Imediat dau o lumie, te rog, nu te băga în fața mea, please. Ok, și dacă dăm un slash ball, 51, frumos. O să vă pot ajuta. Hai să vedem ce ne arată Bianca aici, ia să vedem Bianca. What the fuck, uite. Și cum a făcut? What the fuck, vă vedeți cum stă jos? Oh, Bianca. Lol, uite și pe Alex. A, click dreapta, mamă, haide, mamă, dar nu mai putem, gata. Bă, jos. Uite, ce tare, lol. Hai că îmi place. Hai că descoperim și chestii interesante, bineînțeles. Am uitat să și vând pumpkin-ul, însă nu contează. Hai să combinăm în continuare, pentru că deja filmăm de 18 minute și nu o să vreau să țin episodul ăsta, pentru că, na, după o să devină plictisitoare. Deci, da, Andrei, după ce ai terminat de filmat, mă poți ajuta, da, o să ajut pe toată lumea, Joe, o să ajut pe toată lumea, va aliniați în linie, plus drept, Andrei, o să vă puneți toți într-o linie și vă iau așa pe rând, bine, cei care sunteți în comp, o să vă scot și mute-ul de pe Discord și, da,
V-am spus, acum îmi cer scuze în primul episod, dar o să fiu nevoit, am fost nevoit de fapt să vă pun pe mute, pentru că am avut de făcut mai multe anunțuri și îmi cer scuze dacă îmi bulbi puțin cam mult, însă sunt puțin obosit, vă spun sincer. Chepate, o să filmez vreodată pe PUBG, PUBG Mobile. Chepate, aș fi filmat și până acum, dar am o problemă destul de mare cu emulatorul. Eu foloseam înainte Nox și mergea foarte bine, n-aveam probleme cu lagul, se mișca super fine Clash, doar uneori, bineînțeles, când era scurat solicita procesorul, aveam probleme. Dar în rest, nu știu, poate, eventual, o să încerc și Black Stack sau, nu știu cum se numește, Black Steak sau, nu știu, abona. Eu sunt Bogdan FCS, zice Miner, uite, așa în sfârșit. Muncesc aici de zile întregi și când o să... Stai puțin, zice, muncesc aici de zile întregi ca să aduc o pâine, cred că ar vrea să scrie, la copiii mei. Am înțeles, o săracu Roberto, uite cum bea apa cu Roberto, vreau să pot să moară în fața noastră. Aolo, Mihai, ce ai fă... Aolo, Mihai, mamă, ne murim aici. Mihai, ce fă... what the fuck? Eu nu pot... Am înțeles, Mihai. A, uite, ATM, uite, am uitat, uite aici, mi se pare că poți să... uite, poți să scoți și $100, poți să scoți practic și bani, deci e super fain. Nice, nice, îmi place. Nice, îmi place. Sper să vă placă și noua rama a webcam-ului. Rămânai că nu mai stăm foarte, foarte mult aici, bineînțeles. Ai văzut-o, na, tu știi, Bianca e bazată, nu dai cu ea. Nu e bun. Am înțeles. Nu știu, atunci o să nu merge efectiv Nox-ul, îmi dă crash pur și simplu și am încercat să-l reinstalez și multe chestii, nu știu, abar n-am. Nu știu, o să încerc să vedem puțin care e problema. Nu. Descarcă memo. Ok. Păcat că nu-i pot da dart. Asta e ce să facem. Muștele, iarăși a început invazia muștelor vărășanilor. Cei care sunteți mai veterani știți prea bine că azvara, mamă, ce era azvara, ești nebun. Prin episoade luam bine, prin live, nu prin episoade, vă dați seama. Dădeam rage înainte să încep să filmez, că se adunau toate pe mine, efectiv. Sau de obicei când făceam live stream, mi se pare că odată mi s-a întâmplat, am vrut să iau un prosop să dau după ele, știi? Și am uitat să dezactivez, că eu, mamă, deci ce râdeală mea pe chat, erau și vreo 25 de persoane pe live, adică super tare, uite așa cum, mamă. Vor muște de autograf de la un faimos. Da. Trag la mine tare, trag. Ne mai să vedem. Mamă, dar suntem destul de mulți aici, nu glumăm. Domnul primar, ia-l, domnul primar. Se strigă lumea al domnului primar. Ok, hai să vedem de cât am mai făcut rost. Hai că nu mai puțin și o să auzesc. Vreau neapărat să auzesc în acest episod ca să fiu mândru că am făcut și eu ceva ceva epic într-un episod de roleplay. Că până acum m-am tot prin bap. Bine, și în episodul anterior pot să zic că am lucrat destul de mult față de celelalte. Am uitat să îl pun la încercat. Am înțeles. Se mai întâmplă, Bianca. Da, bun, îmi pare rău că nu pot să citesc toate mesajele de chat, dar sunt atent aici că la muncă trebuie să fii concentrat. Andrei Vereș, 0 muște, 1 lol. Am înțeles. Bogdane, n-am înțeles nimic așa din ce ai spus, dar e ok. Nicio problemă, mamă, nicio problemă, stai liniștit, frate, stai liniștit, nu-i problemă. Stai puțin, spune Andrei Vereș, stai puțin, ai să-mi dai 3 ape? Stai puțin. Andrei Vereș, am 3 ape, ți-aș da și ție, dar nu... Știu cum, n-ai cum să dai, din păcate, Alex, n-ai cum să dai. Nu, lăsați că oricum stau bine cu banii, adică eu va trebui să vă dau vouă, nu voi mie. Mamă, dar ce e aici la dirt, ești nebun, e numai poc, pum. Mă, bun, hai că am făcut, adică în acest episod am muncit destul de mult. Am mai primit și câteva, uite și pe Marius Ro, zic că Marius scrie pe, îți dau flut. Am înțeles. Slash R, nu, R3 Mane. S-a împist adevărat. Mi-e place asta cu R. Aolo, iar mă atacă muștele. Deci mi-a intrat una fix în ochi acum. Deci na, e super, e pe bine, Marius. Aolo, Marius, ce comentariu. Asta a fost cel mai random comentariu, ești nebun. Cheamă pe mine că îți ucid eu muștele. Te aștept, Marius, luni cu mare drag aici. Că na, la mine e închis, știi că la agenția mea e închis. Na, și tu.
E închis, îți dai seama. Glumesc. Dacă nu poți ajunge, dacă nu poți PUBG Mobile, încearcă Detroit. Detroit, bine. Andrei, când mai ții episodul, scriem. Bine, bine, nicio problemă. O să-l mai țin foarte, foarte puțin până o să utilizez, o să uzez, doamne, nu știu ce am că utilizez, bă, băiatule. O să uzez toată lopata asta. Chiar sunt curios, mamă, dar am făcut rost de câteva chestii. Mor, Mihai o să moară, îmi pare rău, Mihai, dar nu am cum să te ajut. Nu am cum să te ajut, asta e chestia, că dacă ți-aș fi dat acum un stretch trade și v-aș fi dat tuturor, dar n-am cum, du-te repede, ia țapă sau n-ai bani, asta e chestia, dar oricum banii o să-ți rămână sau, dar bine, o să pierzi, dacă mergi și vinde repede, du-te și vinde repede, dacă ai, du-te și vinde repede. A, foame, dar du-te și vinde repede, măcar să-ți rămână banii în cont, că e echip inventory. Să-ți zic ce scrie, am o paletă de muște și nu mi-e frică să o folosesc. E, și tu acum, Marius. Și e mare, e mare paleta. Aoleu. E ruptă, n-am înțeles. Păi și am una ruptă. Da, bun. Deja filmăm de 25 de minute, super tare. Aoleu, marea. Mamă, mare facepalm ce mi-am dat acum, nu m-am putut ține să-l dau. Da, bun. Hai că dacă e, fraților, o să mă duc să vând eu acum, să vedem de, cam de cât. Hai că mai stau puțin aici. Mi-ai, crede-mă că te-aș ajuta, dar du-te repede și vinde sau ceva genul ăsta, nu știu. De, du-te și vinde repede. Da, a murit Mihai în fața mea. A vrut să moară în fața episodului, Mihai. Asta a vrut să facă, probabil. Nu știu de ce presimt eu acest lucru. A vrut să moară în fața episodului și să vadă lumea cum moare. Să scrie acolo în comentariu: Andrei Vereș nu ajută lumea. Andrei, chiar așa ai ajuns. La fel ca mine. Eu credeți-mă că v-am ajutat, am înțeles. Iarăși limba română. Româna has to working. Hai, s-a dat aici un rest de la mine. V-aș da cu mare drag, dar efectiv n-am cum. Nu ajută lumea ce, tocmai ce spuneam, vedeți? Eu v-am spus, când v-am spus nu m-ați crezut. Dar bun, hai odată, buzează-te odată lopata vieții. Eu vreau să te uzeze. Mamă, acum mi s-a pus una pe picior și a trebuit să-mi ieși piciorul. Aolo. Bă, frate, ce-s cu chestiile astea? Muștile vieții. Dar bun, hai să mergem aici să minăm frumos. Încă o dată, fraților, vă repet, dacă doriți să continuăm această serie și dacă vreți să jucați alături de mine, aveți toate detaliile în descriere, aveți serverul meu, serverul de Discord al meu, al roleplay-ului, aveți textura specială, aveți serverul, mai fiu serverului, bineînțeles. Hai că dacă aveți canalele tuturor celor care sunt în descriere, în confă, nu-i problemă. Subscribe acolo la toți, tuturor. Glumesc. Da, bun. Fac acolo și 10.000 de abonați. Mor de foame, zicem. Cică care? Cică, virgulă, care? Vrei pizza? Cumpăr! Am înțeles, cică... Deci el îmi scrie, vrei pizza? Cumpăr! Am înțeles, mai ales. Subscribe! Aolo, canalul e Raiden. Raiden. Hai, frate, nu se uzează... Deci uite-te și tu cât am... Deci, mamă, deci cu... Dacă ai o lopată de diamond, practic, gata, ești bogătan pe serverul ăsta, adică, na. Vedeți și voi, de cât, deja de cât timp stau să muncesc aici și, na. Subscribe la Vasco... Aolo, Marius, a fost criticale. Nu a fost criticale. Criticale. Dar uite, nu se mai uzează lopata asta, adică vedeți și voi, mamă, deci am... O să-mi... Dacă nu vindeam, practic îmi umpleam inventarul. Andrei, care e comanda de 3? Nu mai există, Bogdan, nu mai există, a fost coasă, doar dacă vrei, subscribe Andrei Ro, am înțeles, Mihai. Andrei Ro, what the fuck? Mai știe emoji-ul ăla... cu vas... Mamă, nu o să citesc, că par rău. Asta e pizza, da, aia e pizza. Hai, mamă, de eu nu mai am mâncare? Dar trebuie să mă neapărat la alimentare. E problema, nu merge imediat, că și apa scade, iarăși era să mor. Bun, hai să vedem, mă. Gata, s-a dus în sfârșit, după deci 28 de minute. Bine, aolo, băieții, probleme. Sunt la suprafață. La... Nu, sunt în adâncime, mai bine spus. Zic că sunt la suprafață și eu sunt aici. Ok, gata. Banana e tare, am înțeles, că e moale și alunecasă, da, ești bun. Iaolo. Am înțeles, Dragoș acolo, băiat bazat. Ok, hai să vedem. Vindeți rapid, aici vindem rapid.
Red Wolf, uite aici și pe Red Wolf. Perfect, hai să mai vine și chestia asta. Nu vreau să vând și nu pot. Dați-vă din fața mea că o să mor aici de sete. Ok, hai să dăm un slash ball, fraților. Super tare. N-am făcut bine față gen de la 51 am ajuns la 79. E ok. Acum o să-mi cumpăr rapid foarte multă apă. De fapt, nu mai lasă și mâncare foarte multă. Iar după ce o să închid episodul, o să aliniez pe, o să aliniez toți abonații pentru acum deja. I-aș fi aliniat acum, dar mie că după deja ne lungim foarte mult și nu e bine. Și după ce o să termin episodul, o să le dau tuturor, bineînțeles, de la mine pentru voi. Cam asta a fost episodul, fraților. Eu sper că v-a plăcut. Le mulțumesc mult vereșanilor că a fost alături de mine. Vă doresc o zi frumoasă în continuare, sau o seară, nu știu exact când o să postez eu acest episod, și v-am pupat pe toți. Ciao. Salut.